Inspirația pentru acest video vine de la o conversație pe care am avut-o acum câteva zile cu o fată. M-a întrebat care este cel mai vizionat clip de pe canalul meu și i-am spus că e vorba de cel despre cum să vorbești cu o fată prin mesaje. La care ea răspunde: serios? Ar trebui să faci și unul despre cum să vorbești cu un băiat prin mesaje. Prima dată m-am uitat puțin ciudat la ea, adică fetele au problema asta, credeam că e ușor pentru voi. După care a început să-mi explice de ce nu e atât de simplu pe cât cred și m-am gândit că ar trebui să fac un video pe tema asta. Așa că astăzi vom discuta despre cum să vorbești cu un băiat prin mesaje în 5 pași, astfel încât să îl intrigi. Aceste sfaturi provin din propria experiență și din conversațiile pe care le-am purtat de-a lungul timpului cu fetele și nu puține au reușit să mă impresioneze. Cred că am avut conversații captivante și m-au făcut să vreau să le cunosc mai bine. Îți voi spune ce au făcut ele corect, lucruri pe care le poți încerca și tu cu băiatul de care îți place. Nu garantez că vor funcționa pentru toată lumea, pentru că bineînțeles există excepții, dar cu majoritatea cred că sunt șanse mari de reușită. Hai să vedem! Primul sfat este să pari interesată. Când vorbești cu cineva prin mesaje și răspunde sec, probabil nu-i face foarte mare plăcere și are treburi mai importante de făcut sau nu e interesat. Prin urmare, dacă conversația cu băiatul de care îți place arată cam așa, probabil o să creadă că nu îi oferi nicio șansă și nu o să mai încerce. În schimb, în loc să-i trimiți mesaje foarte scurte, abrevieri sau emoji-uri pe post de răspuns la întrebările lui, încearcă să elaborezi mai mult subiectele, să-i răspunzi mai exact și mai concret. Spre exemplu, dacă te întreabă ce faci, nu-i răspunzi cu bine, cum ar putea să continue de acolo. Spune ce faci în momentul ăla, să zicem că te uiți la un film, povestește mai multe despre acel film. Poate afli că și el l-a văzut și uite așa găsiți mai multe subiecte de discuție. Lucru care ne duce la pasul 2, încearcă să găsești compatibilități. Cel mai bun indicator că o relație o să funcționeze este gradul de compatibilitate. Poți să-ți faci o idee despre ce fel de persoană este și ce fel de principii are chiar prin mesaje, înainte să vă întâlniți, și trebuie să profiți de avantajul ăsta. Găsește subiecte comune și dezvoltă-le, pentru că prin mesaje poți să îți aloci tot timpul din lume să formulezi mesajul perfect, spre deosebire de o conversație față în față unde ești presată de timp. Pasul 3 este să ai grijă cum interpretezi mesajele. Pe lângă avantajele evidente pe care le oferă, vorbitul prin mesaje pe internet vine și cu niște dezavantaje. Unul dintre ele ar putea fi că poți înțelege total greșit semnificația unui mesaj, pentru că nu există tonalitate, nu există expresii faciale, ești doar tu cu mesajul interpretându-l sub propriul filtru al minții. Și știu cum sunteți voi, fetele, exagerați aproape orice, vă întrebați prietenele ce a vrut să spună și așa mai departe. Sarcasmul este foarte periculos pentru că în comunicarea verbală depinde foarte mult de tonalitate și de expresiile faciale, lucruri care lipsesc prin mesaje și poate fi văzut ca o jignire, așa că las-o mai ușor cu el. Ca să eviți asta, când nu e sigură ce a vrut să spună, pur și simplu întreabă sau vorbiți prin mesaje vocale. Nu te gândi prea mult, nu te duce la prietenele tale și nu exagera când un mesaj ți se pare nepotrivit, pentru că s-ar putea să fie o simplă neînțelegere. Lucrul care poate fi înțeles 100% corect este un compliment. Acesta este și sfatul 4. Complimentele nu prea dau greș. Sunt o metodă foarte bună să impresionezi băiatul de care îți place, atât față în față cât și prin mesaje. Mai ales că băieții nu prea primesc complimente din partea fetelor, știi? Așa că ești în evidență și complimentează. Dacă v-ați întâlnit deja înainte, te poți lega de o trăsătură de caracter. Spre exemplu, îmi place foarte mult felul în care vorbești. Mi se pare că ai ceva de spus mereu. Iar dacă nu v-ați întâlnit încă, poți să faci un comentariu despre o poză de-a lui de pe Instagram sau să îi răspunzi la o poveste. Ai variante suficiente. Iar asta ne duce la al cincilea și ultimul sfat: nu fugi de întâlnire. Scopul principal pentru care vorbești cu el prin mesaje este să stabiliți o ieșire. Știu că unele fete tind să amâne foarte mult acest lucru din timiditate, dar așa nu ajungeți nicăieri. Și încă ceva, dacă ați stabilit o întâlnire, fă tot posibilul să te ții de promisiune și să rămână așa. Pentru că am pățit cu o fată să stabilim o zi în care să ne vedem și în ultima clipă amâna, până când am renunțat și m-am îndepărtat de ea. Și după câteva zile a venit la mine să mă întrebe de ce nu mai vorbeam cu ea. Oare de ce? Pe scurt, fii o fată care se ține de cuvânt. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Cubescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să mă adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă vreți niște stickere super mișto, intrați pe pagina mea de Instagram, se numește Sticker, aveți linkul în descriere, de unde puteți cumpăra stickere foarte ieftine cu doar 2 lei, livrarea este gratuită în Craiova. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi, și până data viitoare, nu uita! Pune o reușită, nu rateu, pa, pa!